Calea Matache este clasată drept monument istoric de categoria B și se află pe traseul proiectat al noii magistrale rutiere Buzești-Berzei din capitală. Proiectul a fost contestat încă de la început de mai multe organizații neguvernamentale, care au criticat exproprierile și autorizarea demolării clădirilor istorice din zonă. Trebuie mutată în așa fel încât monumentul să rămână, dar în alt loc, astfel încât să nu se impieteze asupra urbanismului și circulației în București, și iar trebuie să fie un loc, un spațiu cultural. La ora actuală este un dezastru ce este la Calea Matache. Ministrul a declarat că are ca prioritate conservarea patrimoniului cultural identitar, propunând în acest sens mai multe proiecte de lege. Oficialul a anunțat că proiectele legislative vor fi postate 30 de zile pe site-ul Ministerului, pentru a fi aduse la cunoștința publicului larg și a celui de specialitate, și pentru a primi propuneri. Proiectele urmează mai apoi să fie prezentate spre dezbatere Parlamentului.